Salutare! Vreau să vă mai zic anumite chestii despre ce am mai întâmpinat eu pe parcursul procesului de slăbire. Unul dintre cele mai importante lucruri care m-a afectat a fost partea de nervozitate. În momentul în care am trecut de la mâncatul meu normal la mâncatul sănătos și sub formă de regim, la ore fixe, pauză între mese, m-am confruntat cu o stare de nervozitate cruntă. Nu puteai vorbi cu mine, nu înțelegeam despre ce-i vorba, mă enervam foarte repede, țipam foarte mult. Psihicul meu nu se putea obișnui cu starea aceea. Ei bine, ca să treci peste lucrurile astea, e foarte important să lucrezi cu tine. Și să te gândești care-i scopul tău, de ce faci lucrul ăsta, de ce vrei să slăbești. Cel mai important lucru este să îți controlezi nervii, să ai puterea în tine, să reușești să faci lucrurile astea fără ajutor din altă parte. În partea a doua vreau să vă explic de ce apare această stare de nervozitate și de unde se trage. E bine, foamea pe care o simți, pentru că în momentul în care tu treci de la un regim și un stil de viață haotic cu care te-ai obișnuit până în prezent și în prezent tu te-ai hotărât să schimbi cu totul radical, ei bine, în momentul ăla apare foamea și starea aia de nervozitate. Câți dintre voi nu sunteți nervoși când sunteți flămânzi? Ei, starea aia o ai permanent până te obișnuiești cu un nou stil de viață și îl transformi într-un stil de viață, nu doar într-un regim sau o dietă oarecare. Ei bine, trebuie să te controlezi psihic, să faci activități care să-ți distragă atenția de la foame, să bei apă, să te păcălești cu anumite chestii, de exemplu, nu știu, te uiți la un film, faci altceva ca să nu te gândești la foame. Așa trebuie să treci peste starea de nervozitate.